Parcă nu ar fi fost suficiente gradele din termometru, plaja a fost încinsă și mai mult, de o petrecere ad hoc pe ritmuri tropicale. Foarte bine, puțin mai dificil ca într-o sală de sport, dar ne simțim bine, suntem în vacanță și plajă mare, soare. 30 de grade Celsius s-au înregistrat în aer sâmbătă și 23 în apa mării. Chiar și așa, turiștii au rezistat cu stoicism și nimeni nu a părăsit plaja. Cu toții au profitat la maximum de fiecare clipă de soare și de fiecare moment petrecut sub soarele arzător al lunii iulie. Indiferent de cum este vremea, marea rămâne obiectivul suprem al vacanței de vară. E frumos, e calm, azi valurile mari, dar stăm aici la mal cu copilul. O tură la mare îi poate costa scump pe cei cu dare de mână. Câteva zile pe litoralul românesc pot lăsa urme adânci în portofele, mai ceva ca o vacanță exclusivistă peste hotare. Am vrut 4, 5, 4. 4.000 de lei. O familie. Camera dublă este la 140 de lei, camera triplă este undeva la 170 de lei. Cu toate condițiile, mă refer și parcarea asigurată și aer condiționat și tot. Cei care nu au mai prins locuri bune pe plajă, lângă mare, s-au refugiat în parcurile acvatice, ori la piscinele hotelurilor de lux. Alegerea a fost bună, căci ei s-au bucurat de vestitele petreceri cu spumă. Iar acum vreau să facem așa. Eu spun de bolie, iar voi strigați tare, tare, acum, bine?